Ce reprezintă pentru dumneavoastră ideologia în cazul unui partid? Da. Noi ne-am explicat foarte mult pe această temă, că nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici așa, nici așa. Suntem un partid care vrem să fim reprezentativ, un partid antisistem, fără anti-extremist, adică nu suntem extremiști. Suntem un partid care vrem o dezbatere democratică și vrem să luptăm pentru valorile noastre, pentru a schimba felul în care se face politică în România. Dar noi, în București, suntem așa. Adică este foarte clar că cine poate să vină în partid, avem opinii care pot fi diferite, dar avem aceeași luptă și știm care, ce înseamnă bună guvernare și de ce aceste ideologii acum nu sunt la ordinul zilei. Chiar nu e nevoie să vorbim despre acestea. E foarte important să avem aceeași cultură, aceeași valori și în toate fidelele pe care le vom înființa. Și vom fi foarte atenți la acest lucru.